Astăzi la WBF Report ne-am gândit să venim în ajutorul tuturor cu niște idei, principii de bază pentru îngrijirea dinților. Principiile de bază a îngrijirii dinților cuprind periajul și folosirea aței dentare, vizitele regulate la stomatolog și păstrarea unei diete echilibrate, eliminând alimentele dăunătoare danturii. Urmărind aceste simple reguli, prevenim cariile și bolile gingivale, economisim banii cheltuiți pe tratamente dentare, prelungim viața dinților naturali și ajutăm dinții să-și păstreze culoarea albă. Tocmai din pricina aceasta, încercăm astăzi să aflăm mai multe detalii de la o persoană care, să spunem, are mare experiență în acest domeniu. Mai exact, vorbim cu doctorul Ioan Costea, președintele Colegiului Medicilor Dentiști din Suceava. Spațiile astea libere din gură apar nu numai din datorită alimentației cu țăranul, încă mai mănâncă sănătos, să fie clar. Mai sunt și probleme de educație. Noi suntem cotați dintre ultimele țări în Europa ca cei care folosesc periuța de dinți. Eu mă îndoiesc, pentru că sunt foarte mulți care au mers afară și au învățat treaba asta și au învățat și pe aia de acasă. Că noi nu putem justifica cu numărul de consumabile, de periuțe, de paste de dinți. Noi avem bazarul, cel puțin orașul Suceava, unde lumea merge și normal că nu este evidență chiar clară la ce... Dar, cel puțin în mediul urban, sigur, toți folosesc periuța de dinți. Hai să spunem, sunt așa 80%, sigur. Periajul reprezintă piatra de temelie a sănătății dentare. Astfel, se îndepărtează particulele cu care se hrănesc bacteriile și se împrospătează respirația. Pasta de dinți cu flor ajută la fortificarea dinților, însă periajul trebuie să dureze mai mult de 2 minute. Ața dentară are rolul de a îndepărta bacteriile din locurile în care periuța nu ajunge și este recomandat a se folosi de 2 ori pe zi sau cel puțin în fiecare seară înainte de culcare. Stresul ăsta se răzbună pe cei care l-au inventat, pe intelectuali. Ei sunt cei mai stresați, eu dau numele de stres și este normal. Și mi-am întâlnit un cercetător american, că ăștia n-au ce face câteodată, și au luat 2 loturi de studenți care aveau examene mai stresante și unii care mai ușurel. A constatat că la cei cu examene grele și nu știu ce, în perioada asta, frecvența apariției leziunilor dentare a fost mai mare, ca și leziunile parodontale. Deci, este clar. Deci, la treaba asta, nu numai părinții, familia, și școala, și factorii care ar trebui să se ocupe, să aibă răbdare cu ei, să-i lămurească, să creeze un dialog cu învățătoarea de la școală și învățătoarea ei ascultă de doamna mai mult ca de părinți. Da? Și atunci cred că s-ar și cu medicul de școală, că acum sunt și medici școlari. Să stea de vorbă, să le explice, să le arate. Copiii sunt foarte receptivi. Și cred că rezultatele ar fi mai mult decât bun. Dieta echilibrată este o metodă simplă de a vă păstra zâmbetul sănătos. Anumiți acizi din fructe și alimente fortifică dantura și ajută organismul să dezvolte dinți albi și rezistenți la carii. Includeți în alimentația zilnică multe produse lactate și alimente bogate în calciu, precum sardinele și varza. Calciul menține oasele și dinții sănătoși, iar vitamina C din citrice păstrează gingiile sănătoase.